Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Mereu în Formă. Astăzi vom vorbi despre o terapie alternativă practicată cu mii de ani în urmă de către popoarele egiptene, civilizațiile maiașe ori incașe. În prezent este folosită cu rezultate foarte bune în toată Europa Occidentală și America de Nord. Reflexoterapia menține sănătatea celor care o întrebuințează periodic, dar și curativ, ducând la ameliorarea și vindecarea multor afecțiuni fără a fi nevoie de medicamente. Însă, mai multe amănunte vom afla de la domnul Nicu Ghergu, reflexoterapeut. Bună ziua, domnule reflexoterapeut! Bună ziua! Descrieți-ne un pic această terapie. Cum funcționează ea? Dacă simplificăm însă și originea cuvintelor, se numește terapia prin reflexe. Și corpul uman este înzestrat cu puncte de acupunctură sau meridiane energetice situate pe tot corpul. Dar reflexoterapia se adresează în special tălpilor, palmelor, zona capului și a urechilor. Iar pe toate aceste părți avem puncte reflexogene, care stimulate corespund cu anumite organe. Exact cum un televizor este schimbat canalul cu ajutorul telecomenzii, așa mai pe înțelesul nostru. Prin masarea acestor puncte se îmbunătățește starea de funcționare a tuturor organelor, în special cele care sunt stimulate. Care sunt acele puncte forte ale masajului? Nu puncte forte. Forte și cele care duc la tratarea unor afecțiuni. De fapt, prin reflexoterapie nu vindecăm, nu tratăm, dar ajutăm organismul să-și reia puțin funcția imunitară, funcția de autoprotecție. Noi avem două sisteme care ne ajută să funcționăm. Sistemul simpatic și parasimpatic. Și prin aceste două sisteme, organismul funcționează fără ca noi să ne facem foarte multe probleme. Când acestea sunt afectate din cauza alimentației, din cauza stresului, a sedentarismului sau factori perturbatori, atunci aceste două sisteme intră în deficit energetic. Nu-și mai fac treaba cum trebuie. Și în mod normal, dacă am avea o viață simplă, raportați mai mult la natură, atunci am face o reflexoterapie fără să facem foarte multe eforturi. Pentru că, de exemplu, mersul prin iarbă verde, pe timp de vară, ne pune legătură cu energia telurică a pământului și automat se face și o descărcare a energiei negative electrostatice acumulate în organism foarte mult. În special, viața de la oraș este acum într-un ritm trepidant. Alert. Și da, stăm între betoane toată ziua, la bloc, în mașină și beneficiem de foarte puțină mișcare care ne-ar fi ajutat să stimulăm energia corpului. Iar reflexoterapia este un instrument extraordinar de simplu și rapid care ajută organismul. Rezultatele se văd, de fapt, din prima ședință. Cum ne ajută? Spre exemplu, ce afecțiuni putem trata prin această metodă alternativă? Pot să spun că reflexoterapia se pot trata cu ajutorul reflexoterapiei sau o putem integra într-o terapie de vindecare. Cel mai bine este sub supravegherea și a unui medic de specialitate, prin stimularea zonelor reflexe corespondente cu organul care se dorește a fi tratat. Dar cel mai bine este să se facă o terapie holistică de echilibrare a întregului organism. Și eu chiar am o procedură standard. Dacă de la prima ședință starea de sănătate nu se îmbunătățește cu minim 50-60%, înseamnă că nu e ce trebuie. Spuneți-mi, vă rog, cum decurge o asemenea terapie în momentul în care pacientul vine la cabinet? Ce se întâmplă? Am mai multe forme de terapie, dar una care mie mi-este tare dragă și chiar a fost de senzație. A fost votată ca terapia numărul 1 de către site-urile de socializare, special cele cu oferte. Este o terapie tradițională și încep de obicei tipul ăsta de reflexoterapie prin spălarea picioarelor cu apă caldă, apă rece, o baie alternativă, unde se pun niște plante. Eu am folosit foarte mult paile de ovăz. De ce? Paile de ovăz au foarte multe minerale. De fapt, se face un ceai foarte benefic și în momentul când se introduc picioarele în cădița cu apă încălzită,
Prin aceste meridiene de acupunctură, pielea fiind un cel mai mare organ al corpului, își trage, așa ca într-un regim homeopatic, mineralele de care are nevoie. Și numai baia aceea simplă revigorează extraordinar de mult organismul, relaxează, elimină stresul imediat, după care se trece la procedura de reflexoterapie. Și am mai multe variante. O variantă este ca pacientul să stea întins pe un dispozitiv cu turmalină, cu jad și cu heliu, unde acestea sunt încălzite și în special pus pe spate. Din coloana vertebrală avem și acolo puncte reflexe, plus nervii care merg corespund cu toate organele. Și atunci când se acționează din talpă prin masajul reflexogen, rezultatele sunt spectaculoase și o spun cu modestie. Cum acționează jadul, spre exemplu, că ați menționat mai devreme, de ce îl folosim în reflexoterapie? Jadul care este rolul lui? Jadul mai este numit și piatra vieții, pentru că are niște proprietăți extraordinare, în special mineralele au proprietăți curative extraordinar de benefice. Jadul pe care eu îl folosesc se reglează la o temperatură pe care pacientul poate să o suporte la un nivel acceptabil și relaxează în profunzime. După aceea, bilele acelea de heliu vin și distrug virus, bacterii, topesc calcifierile care se depun în zonele respective și imediat se îmbunătățește foarte mult mobilitatea. Durerile dispar destul de repede. Sunt câteva condiții minime care trebuie să îndeplinite. Trebuie în primul rând să se bea și o apă de calitate superioară. Înainte de a începe tratamentul? De obicei. Eu am la cabinet oxigenul activ. Cum era pe timpul Ceaușescu, erau niște sifoane dintre alea cu doze dintre astea de bioxid de carbon. Eu am cu oxigen lichid. Și în momentul când se bea și un pahar dintre ăsta cu oxigen, automat acționează foarte bine asupra organismului. Și sunt două reacții diametral opuse. Dacă oamenii sunt echilibrați, sunt puțin mai odihniți, dă o stare de hiperactivitate, dar nu la maniera să, așa, o stare de bine, o pace lăuntrică. În schimb, dacă organismul este în agonie energetică, ce înseamnă agonie energetică? Înseamnă când tragem de noi, când ne susținem cu stimulent, cu, ne simțim, este oboseala aceea cronică, palierul acela de oboseală care se instalează, atunci destul de repede se cade într-un somn din tela foarte profundă. Adică omul simte nevoia să ajungă repede să se odihnească. În afară de jad, ați mai menționat ceva legat și de plante. Ce alte plante mai folosiți? În special, pelinul îl folosesc eu destul de des, pentru că avem pe zona reflexă câteva puncte foarte importante. De exemplu, este chiar deasupra rotulei. Este un punct care în medicina chineză se numește punctul Susan Li, un punct, așa se numește în chineză. Însă se poate numi pe bună dreptate punctul longevității și al energiei forte. Și acest punct, dacă este stimulat, indiferent cât ar fi omul de obosit, cât ar fi, imediat se regenerează, se revitalizează organismul. E o povestioară despre legiunile romane care își masau punctul ăsta, Susan Li despre care vă spun, și puteau să meargă mile întregi sau kilometri întregi fără să obosească. Și eu îl folosesc în reflexoterapie, îl stimulez cu pelin și cu ceva cald și rezultatele sunt foarte bune. Referitor la rezultate, în cât timp se văd acestea? De câte ședințe avem nevoie pentru rezultate optime? Rezultatele cele mai stabile sunt dacă se fac un minim de 15 ședințe, cam atunci. Majoritatea recomandă 10. De obicei sunt și mai nevoie și de 6-7 ședințe. Dar la un grup de 15 ședințe, automat se intră pe un palier de stabilitate foarte bună, pentru că organismul își reia funcția de autovindecare, dar dacă nu mai este stimulat, atunci există și regres. Adică se poate întâmpla ca omul să se simte bine o perioadă, după aceea să revină. Prin reflexoterapie se poate vindeca boli precum diabetul sau cancerul? Există ca asemenea cazuri? Nu este moral să spunem că vindecăm diabetul sau vindecăm cancere, însă toate au o patologie foarte simplă dacă se împlinesc anumite condiții. Și una dintre condițiile cele mai elementare sau de bun simț este ca organismul să fie detoxifiat.
Vedeți că există acum un paradox. Cu cât piața de medicamente și de suplimente nutritive abundă și când vedem reclamele de peste tot, dar zice că suntem cei mai sănătoși, însă oamenii sunt din ce în ce mai bolnavi. De ce? Pentru că nu se merge pe acest principiu elementar. În primul rând, o detoxifiere a toxinelor din organism. S-au adăugat în ultimii 50 de ani peste 5.000 de substanțe chimice. Solul este tratat cu tot felul de erbicide, pesticide pe care vrem, nu vrem, le ingerăm. Și ne afectează. Și ne afectează la o manieră în care nici nu, măcar nu ne dăm seama de alergiile care se provoacă. Și eu recomand persoanelor care doresc să aibă un stil de viață sănătos, în primul rând să înceapă cu detoxifierea alimentelor. Am aparate care scoate din alimente pesticidele, erbicidele, din carne scoate hormonii și antibioticile și în felul acesta de aici se începe. După care sănătatea începe și cu eliminarea detergenților chimici și înlocuirea cu detergenții bio, care sunt foarte benefici pentru sănătate. Pentru că prin piele absorbim o mare cantitate de elemente chimice care ne afectează în timp și nici măcar nu ne dăm seama de la ce provin toate lucrurile astea. Deci detoxifierea ar fi primul element. Însă este vorba și de detoxifierea emoțională. Detoxifierea emoțională este foarte importantă pentru că emoțiile captive sau stresul, în special în copilărie, mai ales generația tânără, este foarte vulnerabilă la aceste emoții, acest stres care afectează. Și aceste emoții captive generează în organism tot felul de probleme. Eu am avut cazuri când au venit persoane cu depresii puternice, cu tentative de suicid, n-a dat niciun rezultat, nicio terapie. Facem mai multe terapii. Și atunci am practicat o reflexologie emoțională prin stimularea unor puncte de pe corp, făcând și o psihoterapie, și se eliberează o uriașă cantitate de emoții negative care sunt captive în interior. Și procesul de vindecare este spectaculos. Detoxifierea de chimicale, detoxifierea emoțională, mai este vorba și de oxigenare, corpul să aibă cât mai mult oxigen, și este vorba și despre alcalinitate. Și din cauza stresului și din cauza mâncării foarte acide, se creează foarte multă aciditate în organism, care oricâte medicamente ai lua, rezultatele sunt nesemnificative. Vorbeați mai devreme de oxigenare. Ce ar trebui să facem pentru a oxigena foarte mult, sau mă rog, cât de cât organismul? Ce ar trebui să urmăm? Ce sfaturi ne dați? Păi este foarte simplu. În primul rând, trebuie să reînvățăm să respirăm. Da? Eu rămân surprins că, așa, cât de puțin știm să respirăm în realitate. Abia când dormim, începem să respirăm corect, sau copiii mici, atunci ei respiră cel mai corect. În majoritatea cazurilor, datorită presiunilor zilnice care sunt asupra noastră, respirăm superficial și nu se mai face o oxigenare celulară. Automat, în lipsa oxigenării adecvate, sângele nu mai transportă nutrienții care trebuiesc. Sunt o serie de metode prin care putem să ne îmbunătățim oxigenarea. Fie să avem în casă sau la birou un aparat de ionizare a aerului prin ioni negativi. Efectul este foarte rapid. Acum avem la dispoziție apa îmbogățită cu oxigen. Mai nou avem oxigenarea hiperbară, care este o terapie chiar spectaculoasă. Rezultate foarte bune. Sunt modalități. Mersul în natură, alergatul, ne oxigenează destul de bine. Revenim un pic la reflexoterapie. Dumneavoastră de cât timp lucrați în acest domeniu? De cât timp profesați? Din 2000, deci sunt 14 ani. 14 ani. Da. Și în acești 14 ani ați văzut o diferență? Cum văd pacienții această alternativă de vindecare, ca să zic așa? Sunt mai mulți decât înainte? Da, este o schimbare radicală în mentalitate. Oamenii își dau seama că e nevoie de schimbarea atitudinii față de terapiile alternative, însă trebuie să fim și realiști, pentru că sănătatea e un proces care trebuie integrat în cadrul unor altor terapii mult mai complexe. Însă, referitor la reflexoterapie, foarte mulți oameni își dau seama că este o metodă absolut simplă și la îndemâna fiecărui om. Și eu am mai fost invitat la alte emisiuni și la radio și învățam, n-ai posibilitate să vii la un cabinet sau nu ai la îndemână un specialist în domeniul
reflexologiei. E foarte simplu, construiește-ți o lădiță unde spui pietricele de diferite mărimi, poate și niște boabe de fasole, porumb, orice, în cădița aceea să fie, dacă se poate, racordată la ceva ca să aibă scurgere în pământ. Și stai acolo foarte puțin cu picioarele pe ele. Și automat se face o stimulare a zonelor reflexe foarte, foarte bine. În acești 14 ani de zile, care este cazul care v-a impresionat cel mai tare? Sau o afecțiune care a dat foarte mult randament? O persoană care a fost foarte mulțumită? Nu știu, ceva care v-a lăsat amintiri plăcute? Am multe, așa, pot să spun câteva care chiar m-au impresionat. Au fost două cazuri care au luat premiile internaționale, pentru că am lucrat cu o doctoriță homeopată, foarte renumită, atât în țară, mai ales în străinătate. Și întâmplător mi-a fost clientă la reflexoterapie și când a văzut potențialul acestei terapii, a avut inspirația să mă invite să muncesc la Fundația Română de Homeopatie. Și am muncit câțiva ani de zile cu doamna doctor. Și am observat un lucru foarte interesant. Copiii la homeopatie reacționau foarte repede. Adulții reacționau și nu reacționau. În schimb, persoanele în vârstă foarte încet reacționau. Am intuit că este vorba despre o încărcătură cu foarte multe toxine, însă reflexoterapia care am făcut-o în legătură cu tratamentul care l-a urmat de ani de zile, rezultatele au fost spectaculoase. Chiar mi-aduc aminte că era o doamnă de la țară și a spus doamna doctor, doamne, ce parcă mi s-a luat ceva după ochi, așa de... Da. Și s-a stabilizat foarte bine. După aceea a fost un copil care avea ticuri foarte urâte. Da? Accentuate, da. Și nu dătea niciun tratament, n-a dat rezultate. S-a echilibrat foarte bine după 10 ședințe de reflexoterapie. Persoanele cu insomnii, cu depresie, chiar sunt rezultate foarte bune. Există și contraindicații? Sunt câteva contraindicații, dar nu știu dacă le pot numi contraindicații. De exemplu, dacă omul are o boală de piele, dacă... Nu este indicat, da, să corect, practice nu este astfel indicat. De ședințe. N-am avut persoane cu deficiențe dintre astea, cu schizofrenii, cu toate că și acolo cred că ar echilibra foarte, foarte bine. În rest, nu sunt contraindicații, pentru că atunci ar fi contraindicat să mergem și pe jos, nu? Cel mai foarte interesant, am avut foarte multe graviduțe, femei gravide. La gravide, reflexoterapia este foarte, foarte benefică. Eu mă mir cum medicii care îngrijesc gravide nu le recomandă masajele și reflexoterapia care este atât de benefică. Din punctul ăsta de vedere, masajul este foarte benefic pentru însărcinate. Da. Bun, și ca o concluzie finală, de ce ne recomandați această reflexoterapie? Vă recomand pentru că, în primul rând, este una dintre cele mai benefice și spectaculoase terapii, cu rezultate aproape imediate. Mângâierea a fost, de fapt, prima terapie din istoria omenirii. Îmbunătățim starea de sănătate, somnul, bună dispoziție. Prin masarea acestor puncte reflexe, creierul este obligat să secrete atât de prețioase endorfine, care ne dă această stare de bine și echilibru. Și în felul acesta se creează și alcalinitate în organism. Doriți să le dați un mesaj telespectatorilor noștri, un sfat? Sigur, nu știu ce sfat aș putea să le dau. În schimb, mersul pe jos, mișcare cât mai multă și, foarte important, gândirea pozitivă. Să fim veseli cât mai mult. Da. Așa să fie. Vă mulțumim pentru prezență și pentru răspunsurile oferite. Vă mai așteptăm pe la noi. Cu drag.